Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a revistei presei, aici la Capital TV, televiziunea pe bune, sunt Adrian Simeon. Vă salut pe toți cei care la această oră sunteți împreună cu noi și vă prezint ceea ce mai spun ziarele. Mergem la știri pe surse și ia să vedem ce aflăm de aici. Știri pe surse titrează dezvăluire din spatele cortinei. Au fost scoase la lumină detalii neștiute despre noua propunere a Partidului Național Liberal pentru șefia primăriei Capitalei. Da? Ce vrea să spună articolul ăsta? Puțini sunt aceia, scriu cei de la știri pe surse, care știu că omul propus de PNL pentru funcția de viceprimar al Capitalei face parte din gruparea macedonească din jurul premierului Ludovic Orban. Tănase Stamule, consilierul pe probleme economice al lui Orban, l-ar fi impus pe cine? Ia să vedem. Pe cine? Îmi dă un link. Și atunci trebuie să vedem despre ce este vorba. Un link care mă duce la bugetul.ro și zice așa: pe Stelian Bușduveanu pentru funcția de viceprimar al Capitalei. Și că anunțul ar fi fost făcut de liberalul Cătălin Deaconescu pe pagina de socializare contracandidat al lui Bușduveanu. Stelian Bușduveanu a ajuns să fie șeful tinerilor liberali, scriu cei de la bugetul.ro, pe filieră macedonească, însă și Tănase Stamule s-ar fi implicat în instalarea acestuia în fruntea TNL București. Interesant, o să vedem dacă așa va fi, cât de bune sunt știrile astea pe surse. În altă ordine de idei, astăzi au avut loc descinderi în forță la Arad, unul din fostele focare de coronavirus ale României. Mascații din Arad au descins la sediul Direcției de Sănătate Publică, la sediul Spitalului Județean Arad și la laboratoarele celor două instituții. Ancheta este coordonată de parchetul de pe lângă judecătoria Arad. Conform primelor informații, ancheta vizează ilegalitățile comise în modul de gestionare a crizei COVID-19 și a modului de realizare a testelor. Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul celor de la DGA, scrie de asemenea pressalert.ro. Asta e, se mai întâmplă. Tot un breaking news de la știri pe surse spune că judecătorii în altei curți decid în această dimineață dacă dosarul casele președintelui va fi redeschis. Acesta vizează modul în care soții Iohannis au intrat în posesia a două imobile din centrul Sibiului. Dosarul a fost clasat pe data de 6 februarie de către procurorul Ioan Șandru de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Considerând că rezoluția de clasare nu este întemeiată și nici legală, cei de la Lumea Justiției au contestat-o pe data de 7 februarie 2020, având ca termen data de 7 octombrie, adică astăzi. Dosarul a fost clasat pe motiv că faptele din dosar au mai fost investigate în baza articolului 16, litera I, din Codul de Procedură Penală. Dosarul, așa cum am mai spus, îi viza pe soții Iohannis și pe notarul acestora, Radu Gabriel Bucșa, și făcea referire la modul în care cuplul prezidențial a intrat în posesia a două imobile din centrul Sibiului. Ce mai avem? Ia uite, o știre și despre Donald Trump. COVID-19 se răspândește tot mai mult printre cei apropiați președintelui Donald Trump. Un consilier de la Casa Albă, Stephen Miller, și un alt oficial militar sunt infectați. Stephen Miller, care s-a autoizolat în ultimele 5 zile, a confirmat că a contractat noul coronavirus. Generalul Mark Milley și alți lideri militari sunt de asemenea în carantină după ce amiralul pazei de coastă Charles Ray a fost testat pozitiv. Ia uite, COVID-19 îi scoate sau îi trece pe tuș așa câte 14 zile
unul câte unul pe acești demnitari, ce nu reușesc rușii, ce n-a reușit războiul rece, reușește COVID-19. Circulația trenurilor de metrou a fost blocată miercuri dimineață pe magistrala 1 din cauza unei urgențe medicale care a necesitat intervenția SMURD, informează Metrorex. Peronul de la stația Unirii 1 a devenit neîncăpător pentru sutele de călători blocați în stație. Metrorex informează că, începând cu ora 75 pe magistrala 1 de metrou, circulația trenurilor s-a desfășurat cu dificultate din motive independente și nedorite de Metrorex. Urgență medicală, sute de călători au rămas blocați pe peronul care a devenit tot mai aglomerat pe măsură ce oamenii continuau să sosească în stație. Poliția a făcut un cordon în jurul vagonului unde s-a întâmplat incidentul. Începând cu ora 7:50 de minute, circulația trenurilor a fost reluată în condiții normale. Da, într-adevăr, o mare de oameni din fotografiile pe care le văd eu aici. Raiul lui COVID-19. Ce zice Banca Mondială pentru Europa? Banca Mondială pentru Europa zice că economia românească ar urma să se contracte cu 5,7% în 2020, dar va înregistra o relansare de 4,9% în 2021, conform celei mai recente actualizări a prognozei economice, Economic Update, a Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, publicate miercuri de Instituția Financiară Internațională, conform Ager Press. Severitatea recesiunii și magnitudinea revenirii din 2021 vor depinde de criza evoluției, de criza sanitară și răspunsul decidenților, de impactul stimulentelor economice și de consecințele stimulentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene. Uite căci că a apărut o nouă înșelătorie. Polițiștii din capitală fac mai multe percheziții în București și Constanța într-un dosar care vizează înșelătorii cu cazuri de COVID-19. Deci s-au pus în aplicare 3 mandate de percheziție. Ce înseamnă asta? Diverse persoane sunau victimele și cereau bani în numele unor bolnavi de COVID sau pretindeau în convorbirea telefonică faptul că sunt rude bolnave. Băi, mintea românului, pe bune. Hai să vedem ce mai avem aici. Un articol, de unde e articolul ăsta, să vedem. De pe ziare.ro, da? Sursa, autor, Antena 3. Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență s-a reunit marți după amiază pe fondul creșterii susținute a cazurilor de coronavirus. Surprinzător, conform acelorași surse, cazinourile urmau să rămână deschise. Așa, e vorba despre București, dar articolul nu este extrem de clar, așa că mergem mai departe. Uite ce zice doctorul Musta, renumitul medic Virgil Musta, aflat în linia întâi în lupta cu COVID-19, trage un semnal de alarmă în ziua în care România a atins un nou record negativ în lupta cu coronavirusul și spune că vom pierde bătălia dacă nu se iau măsuri. Medicul atrage atenția că dacă nu sunt respectate măsurile de prevenție și nu se vor lua decizii în plus, România riscă să intre într-o fază incontrolabilă a pandemiei. Sistemul medical este aproape de limita eficienței, vom pierde bătălia cu virusul, cred că intrăm într-o fază necontrolabilă a pandemiei, ceea ce e foarte greu de manageriat. M-am uitat la ceea ce s-a întâmplat în Italia când pacienții au scăpat de sub control și ați văzut care au fost consecințele, ce tragedie au fost. În momentul când vor ajunge atât de multe cazuri încât să ne copleșească și să nu mai știm ce să facem, nu știm pe cine să lăsăm acasă, unde să-i putem să-i tratăm, va fi multă, multă tragedie în familiile noastre, a mai adăugat medicul. Mergem la Hunedoara Liberă, da? Un ziar online din Hunedoara.
Și aflăm că surse din cadrul PNL și PSD au declarat că persoanele care vor deschide listele celor două partide pentru parlamentare sunt deja stabilite, urmând ca ele să fie votate în forurile de conducere. Surpriza cea mai mare ar fi la PNL, după ce Eleonora Carmen Hărău a anunțat că nu va mai candida. Aceasta a fost cumva mai iute, scrie Hunedoara Liberă, decât colegii săi, făcând anunțul de renunțare la intrarea în cursa electorală internă pentru desemnarea candidaților. Se pare că cel care va deschide lista PNL pentru Senat este prefectul județului Vasilică Potecă. După nominalizarea, acesta va trebui să se retragă din funcția pe care o deține în prezent. La Camera Deputaților, lista PNL va fi deschisă de Vetuța Stănescu și de Lucian Haiuș, zice Hunedoara Liberă. Deci liberalii vor intra în cursă și ei cu Vetuța, doamna Vetuța. În schimb, PSD, spune același site, îi va păstra în deschiderea listelor pentru Senat și Camera Deputaților pe Cornel Cristian Răzmeriță la Senat, în timp ce la Camera Deputaților îi va avea pe primele locuri pe Natalia Elena Intotero și pe Ilie Toma. La USR Plus este o competiție internă, iar la PMP, pe surse, spun cei de la Hunedoara Liberă, la Camera Deputaților, cel care va deschide lista ar fi Viorel Arion. În regulă, tot de la Hunedoara Liberă aflăm că Partidul Național Liberal, filiala județeană Hunedoara, ține să precizeze că nici nu se pune problema unei alianțe ori înțelegeri cu PSD, nici la nivel local, nici la nivel județean. Decizia Biroului Politic Național în acest sens este fermă și clară. E un fragment din comunicatul de presă pe care l-a transmis Vetuța Stănescu, președintele interimar al PNL Hunedoara, după demisia lui Lucian Haiuș. Și în același timp, în același comunicat, se spune că totodată dorim să precizăm că persoanele care au participat la conferința de presă de la Vulcan vor fi propuse spre excludere în prima ședință a Biroului Politic Județean al PNL Hunedoara. La Vulcan, în județul Hunedoara, se prefigura o posibilă alianță între PNL și PSD, care, culmea, ar fi contravenit hotărârii din Biroul Politic Național, care a avut loc câteva zile în urmă, și a comunicatului dat de către Ludovic Orban. Așadar, mă băieți, pe acolo prin țară, pe unde sunteți, care sunteți, cum puteți, care mai vreți cât un ciolănel, ceva, unde a câștigat PSD-ul, să nu sperați consilierii PNL că veți putea face alianță cu aceștia pentru a prinde un post de viceprimar. Acum, în același timp, lucrurile pot sta și invers, pentru că sunt cazuri în care PSD-ul și-ar dori o alianță cu PNL-ul pentru a pune un viceprimar, PNL-ul nu are majoritate în Consiliul Local și așa mai departe. Se vedea cazul Hațegului, de exemplu, unde e ceva de-a râsul curcilor. Dar despre asta vom vorbi în altă emisiune. Hai să vedem ce avem aici. Avem așa la mesagerul Hunedorean, care se încarcă un pic mai greu site-ul, nu știu de ce. Se vede. Era un noul șef de la Consiliul Județean este cunoscut, adică Consiliul Județean Hunedoara. E vorba de Laurențiu Nestor, cine vor fi cei doi președinți. PSD are o majoritate confortabilă în Consiliul Local, în Consiliul Județean, și Laurențiu Nestor a declarat că acum încep discuțiile pentru desemnarea celor doi adjuncții săi. Organizația PSD din municipiul de pe Cerna a adus cele mai multe voturi pentru Nestor, 14.000. Probabil că, așa cum s-a declarat și în timpul campaniei electorale, a fost invitat în fotoliu cu ghim domnul Bădin, Ion Bădin, spunea de pe atunci că este foarte posibil ca domnia sa, și că și dorește de fapt acest lucru,
să fie președinte al Consiliului Județean Hunedoara și probabil că acest lucru se va și întâmpla. De asemenea, un al doilea vicepreședinte s-ar putea să fie din Valea Jiului, de unde din nou a venit un număr mare de voturi pentru PSD. Cam cât timp mai avem? Așa. Este foarte clar, PSD-ul a câștigat alegerile în județul Hunedoara. Ce s-a mai întâmplat? Ce s-a mai întâmplat prin județ? Mă rog, aici ne prezintă mesagerul hunedorean care cum a câștigat, pe unde. Zice tot mesagerul hunedorean și cine s-ar putea să fie nou viceprimar al Hunedoarei. Hai să vedem ce scrie în acest articol, dacă o vrea să-și încarce. Zice așa, socialdemocrații din municipiul Hunedoara au votat în birou municipal ca noul viceprimar al orașului să fie Cătălin Olar, directorul Casei Județene de Pensii. Propunerea PSD va fi supusă votului în Consiliul Local Hunedoara, unde socialdemocrații au majoritate. Noul legislativ al municipiului Hunedoara va fi format din 13 aleși de la PSD, 4 de la PNL, 2 de la PMP și 2 de la POL. Pentru prima dată în istoria acestui municipiu, primarul are și majoritate politică în Consiliul Local. Dacă va fi ales viceprimar, Cătălin Olar va demisiona de la șefia Casei Județene de Pensii, mai scrie mesagerul hunedorean.ro. Hai să vedem ce avem aici. Hai să mergem la adevărul.ro. Dacă avem vreun articol despre un subiect despre care n-au scris celelalte ziare, ia să vedem. Uite, planurile lui Vlad Voiculescu la Primăria București, un interviu. Zice așa, Vlad Voiculescu este viceprimarul propus de Alianța USR Plus pentru Primăria Capitalei, a precizat într-un interviu acordat ziare.com care sunt domeniile pe care le va gestiona în următorii 4 ani. Voiculescu a declarat că va păstra o parte dintre voucherele acordate de Gabriela Firea dacă bugetul instituției va putea suporta costurile, iar desființarea companiilor municipale va fi un calvar juridic care va dura mult timp și va costa mulți bani. De asemenea, Voiculescu mai spune următorul lucru, cred că spitalele din capitală și în general tot sistemul de sănătate din capitală suferă de o lipsă crasă de coordonare. Acum vedem cum există probleme legate de COVID-19 care ne arată cât se poate de clar că nu există o coordonare bună la nivel local. Nicușor Dan în același timp a declarat că prima persoană pe care o va concedia din Primăria Capitalei va fi șeful direcției juridice din Primăria Municipiului București. În același timp, ziare.com îl întreabă pe domnul Voiculescu dacă el nu are pe listă niciun manager pe care să-l concedieze sau unul care trebuie schimbat, iar Vlad Voiculescu, propunerea USR pentru postul de viceprimar, spune că nu, dar sunt lucruri pe care le vom face dincolo de o persoană sau alta. Mi se pare că politicile publice pe care le propunem și schimbările pe care le dorim în administrație trebuie să fie dincolo de persoane. Mai departe nu cred că mai avem timp. Așa. Deci ne oprim aici pentru astăzi cu revista presei, urmând să revenim mâine, bineînțeles. Sunt Adrian Simonu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Vă doresc numai bine în continuare și rămâneți alături de noi.